această emisiune aproape politică. Cea cea una, cea cea alta, ba te distrează, ba te enervează. Întrebări pe care n-ai tu pe să le pui, răspunsuri pe care n-ai curaj să le afli. În fiecare zi, cea cea politic, cea cea monden, cea cea 1, 2, 3. Dacă simți parfumul cuiva, înseamnă că ești prea aproape de el? Păstrează distanța. Regula asta ar putea însă falimenta industria parfumurilor din întreaga lume. Nu miroase a bine pentru marii producători care au înregistrat pierderi de până la 11% în acest an. Producătorii au găsit deja o soluție. Se axează pe parfumuri de lux pentru locuințe. Așa că piața produselor de lux pentru acasă a crescut cu 37% în 2020. Echilibru se poate găsi. Dar ce te faci dacă nu găsim un vaccin? O să ajungem să intrăm în casa cuiva și să întrebăm: cu ce vă dați sufrageria? Că miroase minunat! Vă reprezintă! Dacă parfumurile pentru casă vor înlocui treptat parfumurile pentru el și pentru ea, atunci curentul cu fluiditatea de gen ar prinde fix mediul propice pentru dezvoltare. Ce să te mai chinui să alegi un parfum pentru el și unul pentru ea când mergi în vizită la un prieten? Alegi direct parfumul drăguț pentru dormitor, baie sau sufragerie. Asta dacă o să mai putem să ne vizităm în curând. Parfumul tău încă se simte, pe piele, pe geantă, pe haina lui Vuitton se simte bien. Și acum jocul s-a terminat, nu mai nimeni să îndrepte toți aceia. Stricați, sunt deprimați, am gânduri sinucigați. Ce te rog, dă-ți masca jos, m-au marcat pe cele false. Pleca de lângă mine, nu știam cât va mai ține chipul și parfumul tău rămâne veșnic în mine. Pandemia asta face parfumurile inutile. De ce ai investi în ceva ce nu va simți nimeni? Alte industrii ar putea să se dezvolte. Ar putea apărea, de exemplu, parfumurile pentru autobuzele STB. Că dacă vânzările de parfumuri au scăzut, credeți-mă, cele de săpun nu au crescut prea mult. Și nici consumul de apă. Așa că o simplă plimbare la oră de vârf prin București poate face să-ți dorești cumplit să miroși ceva drăguț sau să nu mai miroși niciodată nimic. Eu știu însă secretul. Parfumul se poate aplica de acum direct pe mască. Vedeți? În felul ăsta, industria parfumăriei de lux poate supraviețui și noi putem tenta nespălații din autobuze și tramvaie. Nu înțeleg cum de nu s-a gândit nimeni la asta. Sunt Ana Maria Păcuraru și aceasta a fost Cea Cea Litic. Sunt întrebări pe care n-ai tu poți să le pui, răspunsuri pe care n-ai curaj să le afli. În fiecare zi, Cea Cea Politic, Cea Cea Monden. Și dați share la acest video, nu vă costă nimic.